Muy bien. Ah! Thank you. Ce să pun, că n-am cum să pun în cap așa? Gândacii de aici pot să-i omor cu spray-ul ăsta, dar nu așa. Efectiv, să-i dai în cap cu el. Vreau să-mi prete cu camera. Nu auzi, așa auzi camera. Thank you! Am gândit să încep video asta așa, nespălat pe față, la cafeluță, în izmenele în care dorm, pentru că așa e mai natural. Aici e paradisul pe pământ, însă acolo, la 4 km, se află Republica Democratică Congo, vechiul Zaire. Și în acest clip o să vedem cum e posibil ca aici să fie așa și pe partea altă să fie jihadul. Dar întâi am dorit să vă arătăm minunăția asta de cazare pe care o considerăm un hidden gem, cum spun americanii. E absolut incredibil că am găsit locul ăsta la sub 30 de euro. Luați loc, pentru că ăsta va fi un video lung. Suntem la lacul Kivu, unul din marile lacuri ale Africii, un lac ucigaș, cum spun ei, pentru că colcăie de gaz metan și ar putea bubui în orice clipă. Dar asta e altă poveste. Luați loc, bine ați venit în Kivu, bine ați venit în Rwanda. Acolo e DRC. No, only DRC like this. Casa noastră e aceea de acolo. Însă are câteva minusuri poate pentru unul dintre voi. Aici nu ai Wi-Fi, nu ai internet, dar pentru noi lucrul ăsta a fost un plus. Ne aflăm aproape de localitatea Giseni, care e cel mai important oraș de la lacul Kivu. Pe partea cealaltă a lacului se află un alt oraș numit Goma, care e cel mai mare câmp de refugiați din lume. În momentul de față, în Republica Democratică Congo, o țară cu o grămadă de probleme, o să mergem până la graniță și vreau să vedeți ambele fețe. Nici aici nu e doar paradisul pe pământ, vom merge și vom vedea orașul unde câteodată gradul de anxietate poate crește, pentru că e un oraș unde este foarte, foarte multă mișcare. Hai să vă arăt cazarea asta sub 30 de dolari într-un oraș care costă, în care totul costă peste 100. Hai să vedem. Hello. Hello. Murahu. Hello. Good. Good. Yes. Then I'm camera. Huh? Camera. Camera, da. Yes. Camera. O găsea, nu cu camera. Acolo avem mașina noastră și asta este poarta incredibilă și de nivelul de securitate incredibil pe care l-avem aici. De exemplu, ca să nu mai intre ăștia, punem asta aici așa. Pam pam. Bye bye. 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 See you. See you. Pare un paradis, bă băiatul, nici nu vine să cred. E mult mai ieftin față de celelalte pentru că se află la vreo 10 km de oraș, dar noi avem mașina parcată chiar acolo sus și pentru că nu avem internet, dar nu e o problemă. Mai mult de atât, de fapt are două dormitoare, o să vă arăt acum, asta e intrarea principală și dacă merge așa, asta e intrarea numărul 2, iar acolo ne vine apa de ploaie cu care ne spălăm. Da, ați auzit bine. Hai să vă arăt și după aia coborăm în oraș și după aia mergem la granița cu Congo. Aici avem dormitorul numărul 1. Scuzați dezastrul, deși pare dezastru, nu e dezastru. Pur și simplu dormitorul numărul 1, cum nu-l folosim, am început să-l folosim pe post de dulap. Nu e gunoi, nu e mizerie. Sunt doar lucrurile noastre puse aici. Ca să nu ne chinuim să le punem prin dulap acolo, am folosit acesta. Ai un gemuleț acolo. E un cort în care doarme un nenică care are grijă de noi, cică security. Aici avem baia numărul 1. Ia uite ce frumoasă e. Și nu știu dacă vedeți această particularitate. Nu are ușă, nu are perdea, nu are nimic. Nimic. Deci intimitate zero. Aici cade apa în lighean și chestia asta ne încălzește apa cu care facem duș. Aici nu trebuie. Să nu mă sperii de ce? Aici, în baia numărul 2, stai așa. Aici avem ieșire către terasă. Mă, oameni, mă. Mă, oameni, mă. Vă rog frumos, uitați-vă și voi. Avem aici de scăunele, iar în după această ușă avem o kitchenetă, o bucătărioară pe care o folosim dimineața, ne face niște ouă, ne face niște fasolică, niște cafeluță, niște apă minerală din asta. E pe gaz, răzătoare, tot ce vrei. Dacă ne întoarcem,
Mie mi se pare superb, frate. E adevărat, îți apar gângănii, șopârlici, chestii de astea, cum e normal, în țări exotice și în case de astea de lemn. Aici avem un dulăpior, de asta zic că l-am folosit pe celălalt, și baia numărul 2. Numărul 2. Baia numărul 2. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Este la fel ca cealaltă. Foarte... rustică. Da. Cu multă intimitate, mai ales. Am tras perdeaua aia ca să intre lumină și erau șopârli acolo după perdea mai. Mm-hmm. Am plecat. Aici avem și o oglindă și cam așa arată baia numărul 2, la fel, fără, fără. Da, doar în baia numărul 2 avem o oglindă. Atât. Și aici am dormit noi, ăsta este dormitorul nostru. E frumos că avem chestia asta pentru că seara mai ai un păianjel, o șopârlică, un gândăcel. Gândacii de aici poți să-i omori cu spray-ul ăsta, dar nu așa. Efectiv, să-i dai în cap cu el, că dacă îi dai cu spray, nu mor. Am încercat aseară, am făcut experiment. Nu știu dacă sunteți conștienți, însă chiar dacă vă aflați ca și noi într-un sat din Africa îndepărtată, poți să ai acces la consult medical cu un medic din România, evident, în limba română. Haideți să ne imaginăm că eu dorm în noaptea asta în această superbă cazaren, pustietate, în mijlocul sălbăticiei, care este foarte, foarte frumoasă, dar știm cu toții că în țări exotice pot apărea anumiți balauri. Să ne imaginăm că mâine, pe mâna stângă, mă trezesc cu o grămadă de pete roșii. Acum am mai multe opțiuni. Pot să mă duc la doctorul din această comunitate, din acest cătun unde mă aflu și să-i explic ce s-a întâmplat, sperând că mă va înțelege prin limbajul meu din semne, sperând să înțeleg ce îmi spune el sau tratamentul pe care mi-l recomandă el, ceea ce cred eu că va fi complicat, să caut pe Google să aflu că voi muri mâine sau să descarc aplicația Beezers, care e complet gratuită, îmi creez cont în câteva momente și pot să-mi programez un sfat medical prin chat cu un medic din România, căruia să-i explic situația, să-i trimit poze, eventual să fac un apel video cu el și care să mă îndrume. Dacă până astăzi nu ai auzit de aplicație Beezers, e bine, e ziua ta cu noroc. Această aplicație e cumva un sistem medical în telefonul tău, un întreg spital în telefonul tău. Prin aplicație poți să faci sfat medical prin chat, cum v-am povestit acum, apel video cu un medic, la fel prin aplicație, poți să-ți programezi la domiciliu să vină să se analize, să-ți faci masaje și o grămadă de chestii. Eu vă dau exemple în astea pentru că noi călătorim foarte mult și cred eu că marea majoritate a celor care ne urmăresc la fel călătoresc foarte mult și ne este foarte util să avem acces la un medic din România, în limba română, atât de rapid. Eu vă recomand să vă faceți abonament. Poți să faci chestia asta și fără abonament, însă, de exemplu, abonamentul mediu, cred eu că e mediu, care include 5 sesiuni de sfat medical prin chat, adică ai acces de 5 ori la un medic din România, costă doar 79 de lei pe lună. Și chiar vă recomandăm produsul ăsta cu tot dragul, pentru că l-am văzut crescând, cunoaștem acest proiect de ani de zile, știm echipa din spatele acestui proiect și cât de multă muncă au depus să acopere aproape întreaga Românie, iar acum să ai și chestiile astea prin chat și servicii de telemedicină, să poți face totul prin telefonul tău și să poți dormi liniștit. Foarte ușor de folosit, plățile sunt super transparente, plătești cu cardul, din nou, prin aplicație. Linkul este în descriere, descărcați-o, puneți-vă adresa și vedeți ce aveți în zonă. Se doarme foarte bine știind că chestia asta te protejează și, din nou, balconașul. Același pe care vi l-am arătat înainte, doar că încă o ușă. Și acolo începutul lacului Kivu. Una din cele mai frumoase cazări pe care le-am avut vreodată, liniște de plină, la câțiva metri mai sus este un resort unde poți să iei micul dejun, poți să iei cina dacă vrei, un pic mai sus, poți să mergi pe jos și cu mașina, în 9 minute, suntem în orașul de la granița cu Republica Democratică Congo. Nu uitați că forma cea mai ușoară pe care o aveți voi să ne sprijiniți pe noi, dacă vă place de noi sau dacă vă plac clipurile, este abonându-vă. Nu vă costă absolut nimic, este un click pe care vă rugăm să-l dați acum. Plecăm către Giseni. Și deși cazarea noastră este exact acolo, noi venim dimineața când nu avem ce face aici. De ce? Locul ăsta are plajă. E de plajă privată. Vii aici, îți iei o pizza scumpă și o apă scumpă și o cafea scumpă, dar te rog frumos, dați-vă puțin. Te bucur de locul ăsta doar pentru tine. De exemplu, alea două de acolo vor fi ale noastre pentru câteva ore. Iar lacul Kivu, de-aia lumea face... construiesc plaje pe lângă el pentru că sunt mulți oameni care vin și fac baie, dar în mare parte sunt africani pentru că căutând informațiile pe internet vei afla că nu e recomandat să faci baie în lacul ăsta pentru substanțele pe care le găsești în el și mai sunt și ceva larve care zic că te-ar îmbolnăvi. Au fost niște străini care s-au îmbolnăvit. Eu l-am întrebat pe proprietarul casei și a zis, bă, eu nu recomand nimănui să facă că poți să iei nu știu ce boli și poți să te afecteze, dar eu fac baie și n-am nimic. Deci eu nu v-aș recomanda să faceți baie în lacul Kivu.
foarte multe școli avem aici, chiar lângă graniță. Aici o să facem stânga și vom fi deja la granița cu DRC. Azi vedem cât vă putem arăta din partea asta, deși am găsit un om dispus să mă ajute să ne apropiem și să ne dea o tură prin oraș, însă mi se părea că unul la mână trebuie să pun sub de tră și doi la mână e mai frumos să vedeți cum ne chinuim noi decât cum ne plimbă cineva, nu? Dar pe drum către graniță e plin de școli. Nu știu dacă are vreo legătură chestia asta cu faptul că e granița, dar plin de școli. Și lumea pe aici, în Musanze, în Giseni, orașul ăsta, lumea vorbește mai mult franceză decât limba chinirwanda asta. Pentru că cei ce vorbesc această limbă sunt considerați străini în Congo, încă. Adică de acolo, congolezilor le-ar fi plăcut ca și ăștia să vorbească franceză. Deci, ça va? Ça va. Aici le spui murao, îi saluți în limba ruandeză și ei îți răspund în franceză. Mulți dintre ei, foarte mulți. A, da, păi deja se vede mișcare pe aici, nu? Acolo da, în capăt se observă mișcare. Să vedem ce o să putem filma. Și mi se pare interesant că, deși pe partea cealaltă e practic război civil aproape, traficul de oameni și de mărfuri continuă normal. Chiar dacă e tensionată situația în Goma, foarte tensionată. Da, să vedem, ăștia schimbă valută aici. Au bani în mână. Toți cu teancurile în mână. Da. Deci se schimbă din franci ruandez în ce-o fi. What's that? Change. That's Congo money. What's the name of this? Franc congolais. Can I see? And how much this is Rwanda? This is second. Huh? 200. Hai să schimbăm una din asta să am de Congo. Vreau din asta. Una e 200 ca să schimb asta de Congo, să am de amintire. De 200. This 500. No, this 100 for one day. Ah, can I have one this? This one. Yeah. Asta e de 1000. Banc Central de Congo. And this Rwanda franc how much? You speak English? Like I want souvenir, small banknote. 1000. No, but this. Okay. And Rwanda how much? Rwanda 500. 500. Ai 500, dă-i 500, că vreau să am asta de amintire. Asta, this 500, give me Congo money. Are una mai nouă. You have one new. 500 for one. Uh-huh. Yes, but you have new. This it's very old. This. Good. This is more new. Ah, nice. Congo money. Avem bani de Congo. Hai să vedem cum arată banii de Congo. Souvenir. No, ce mai de business? Bank Central du Congo. What is this? What is this? Ce e asta? O vacă? Dă-mi aia nouă, dă-i înapoi lui. Ce? Dă-mi aia nouă. Păi vezi ce faci, că ne pierdem toți banii. Ok, ok. Dă-i banii înapoi. I want one. Ok, mersi. No more. E souvenir only. Deci avem niște... N-am bosule, că nu m-am schimbat. Avem niște bani de Congo deja. Banca Centrală din Congo. No. Da, e nasol cu copiii care se trimit părinții la cerșit. Nu dați bani la copii. Mai bine le cumpărați ceva de mâncare. Deci 500 e 1000. Da, nu știu, îți dai seama, poate ne-a dat mare țeapă, dar oricum vorbim de câțiva, de sub un euro, deci da, nu contează. Da. 40 de cenți. Mamă, dacă s-au oameni schimbă bani, frate. Border, that way or that way? Border, that way. I can go? Straight? Thank you. Hai să vedem. Hai să vedem cât ne putem apropia de graniță până să ne aresteze vreun congolez sau vreun ruandez. Hai să vând banane. Hello. 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 Thank you. Aici nu cred că mai poți să ridic camera. Da? Nu cred că mai poți să ridic camera aici, că deja văd soldați înarmați. DRC. Vino cu ce vire. Dar nu sunt cu Congo. Nu văd. There's no one sign who says Congo. No. Only DRC like this. Ok. Atât, până aici ne las. Deși serios,
foarte drăguț tip. Adică știți, militarul ăla care e drăguț, dar serios în același timp, m-a întrebat care mi-e jobul acasă, de ce vreau să fac poză, nu știu ce. Și ne-a lăsat să facem o poză la semnul la DRC. Deci practic am trecut un pic. Cred că dacă aș fi avut pașaportul, am fi putut merge mai aproape, că mi-a cerut pașaportul, dar nu l-avem la noi, nu umblu cu el, că mai ales pe aici, pe la graniță, cred că un pașaport de Uniunea Europeană costă ceva. Și nu l-avem la noi, dar cred că dacă l-am fi avut, ne-ar fi dus până aproape. Thank you. Ăsta laminează, ce zic, lamination documents. Ai văzut, sunt mulți care nu au pașaport, au doar o poză pe o hârtie. Din aia el acum spunea de ceva, de hârtie, nu știu, era o foaie așa mare. Hai să vedem acolo și semnul unde scrie Republica Congo. Safe Journey Kigali, ia uite, 150 Kigali, Musanze 50. Facem o poză acolo și apoi o să mergem în centru orașului, ca să vedeți că nici aici nu e numai verdeață și străzi liniștite. Un lucru care mă surprinde teribil e că s-ar putea ca aeroportul din Congo să aibă mai mult tranzit din Goma, să aibă mai mult tranzit decât Otopeni. Deci zboară avioane pe deasupra orașului către Goma într-una. E adevărat că... Da. Eu nu cred că sunt pasageri. Nu sunt avioane cu pasageri, sunt avioane cu ajutor umanitar, cu alimente, cu armament, mă gândesc, cu chestii de-astea. Adică nu sunt de-astea de pasageri, sunt foarte puține. Dar sunt unul după altul, unul după altul. Mă fugăresc niște gagici. Ha? You're hungry. Prima oară te salută și prind curaj. Și după aia vin și cer bani. Dar asta se întâmplă foarte mult aici, pe la graniță. În rest, prin țară nu am prea pățit, cred că doar o dată sau două ori. Și tot așa cu copii de ăștia mici, trimiși de părinți. Dar așa ca aici, doar aici am pățit. Nu-i pe aici, pe sus? Da. Totul e în pantă în țara asta, vă băiți. Și acum am ajuns în centrul orașului cu adevărat, unde trăiesc localnicii. Acolo jos sunt hotelurile, resorturile lângă lac, logiurile, dar orașul e aici. Aici și... se concentrează toată lumea. Da, s-au zis că se ascunși. E strada asta haotică și următoarea și de aici în jos e liniște și pace. Pe aici trebuie să fie și marea piață din Giseni și vrem să ne aventurăm în ea. Când o să intrăm, anxietatea se va ridica, pentru că toată lumea va sări pe noi, toată lumea se va uita la noi. După cum vedeți, suntem singuri în muzungul pe aici. Dar va fi interesant. Chiar aveam de cumpărat niște banane, nu, iubire? Adevărat. Strada asta e strada principală și văd că sunt doar de magazine haine. Hainuțe, treburi, combinații. Ia uite. Paolo, poliția, stai să pun camera invers, că vine miliția pe noi. Să trăiți. Nu vreau să am de face cu miliția pe aici, că îmi ștergă și toate vlogurile. Ia uite pe tante cum are, uite, cum are un Adidas în cap. Un Adidas. Un papuc. Hai de la piață. Mamă, se lucrează, e șantier și în piață și peste tot. Oriunde te uiți, e piață, e șantier. Hello. Salut. Oh, dar e piață, piață. Uite, Raluca, aici... asta nu e Raluca. Am vrut zic ce te-ai bronzat. Miroase pește. Miroase tare a pește. Da. O să vă filmez cât pot, da? Vedeți că, na, toate privirile spre noi. Și aici nu prea sunt ei prieteni cu camera. Nu auzi, așa auzi camera. Să trăiești. Nu înțeleg ce zici, doamne. Ma, se supără toată lumea. Uite, peștii aia. Ăștia-s peștii aia mici, iubire. Care? Ăștia-s peștii aia mici. Miroase pește. Da. Ce este, hamsi? Mamă, dar ce tare putea pește. Am văzut ăștia fripți, nu? Da. Cum stau peștii ăștia aici la 28 de grade, full HD. Știi ce fain miroase? Asta e mare. Asta e tapioca de la, sau cum e ce? Tilapia. Tilapia, cred că e. Eu le-am văzut ieri, nu? Cartofi. Mamă, dacă sunt cartofi, ce sistem au aici de vândut cartofi, vezi? Pe rafturi, așa? E labirint ăsta. Mamă, ce e aici, bă, băiat? Mani, vreau banana, banana, where's banana? Unde? Acolo, there.
Okay. Like this? I see. Thank you. Murakoze. Huh? What you do there? Fuck them. Coffee? No. Ah, patrunjel. Ah. Mm. Okay. I thought it was coffee. Hi. Thank you. Bagă așa mă plasă. Fasole, mazăre. Thank you. Banana. Unde e banana, domn? Acolo. Ok. Vin. Hai să luăm banane, da, că e tante acolo cu banane. Thank you. Vai de capul meu. Voi n-au zis că sunt la valere repuse. Toată lumea strigă după noi. Acolo, banane. Uite acolo. Da. Nu, du-te pe aici. This way? Uite acolo. Mamă, dar banane faine are asta. Thank you. Thank you. Murakoze. Muzung. Eu am luat muzung. Muzung. A, asta e tata. Și roșii în alea. Câte vrem? Câte vrem? Mamă, ce haos aici. Câte iei? Luăm 4. Ia o din asta. O din asta întreagă. Ia, small one. Sunt multe? Vezi alea de acolo. Nu-i puțin. Asta. This, how much? This. How much? Ha? Ține să... Dă-i pe telefon. Dă telefonul aici. Râde asta că știi că nu-i dați apă, dar nu contează. Bă, sunt țepe pe care trebuie să le iei, frate. Dar adică... uite că ne-a dus chiar la singura care are de banane. Banane pe bune. Thank you, Murakoze. Thank you. Gata, thank you. Hai. Mahmozel. Uite, ne-a luat 2000 pe ele, ceea ce e echivalentul aproape 2 euro, sub 2 euro. Îți dai seama că salariul pe lună fiind 30.000, îți dai seama că nu atâta sunt bananele. Dar pentru noi e ok, pana mea, adică, na, m-a pus să negociez la 2 dolari. Ah, hai să întrebăm. Întreabă. You have bag? Bag? Să le bag undeva. No, you? No. Ah, și ceva, cumpăr de la asta? Care vrei? 2000? Ah, 200? 200. Ah, crezi că 2000? Ah, bă, n- ah, hai, că-i faină, merge și așa. Yeah, yeah. Ok. Yeah. Ei, mi-l uite așa. It's ok, it's ok. Bye, bye. Bye, bye. Thank you. I-am lăsat-o mie. Hai, scoate-mă de aici, că-s gata să mă mut. Da. Hai să mergi. Iau ce plasă mi-am luat și că plec. Zici că e plasă de rafie și că mă duc să mă mut. Dar hai să mâncăm una, vrei? Că tare ar merge o banană din asta. O facem, o poștim pe asta? Fiecare cu banana lui. Adevărat, că bine zici. Hai să o pun în cap, asta. A, tu? Banana? A-a. Nu. Nu am bani. Nu mai am bani. Good. Good morning. Good morning. Cum să va? Good. Cum zice bine? Nibiza. 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 Hai să mergem. Mergem. Ah. Thank you. Ce să pun? Că n-am cum să pun în cap așa? Tu? Ah, nu. I go. Thank you. Hai, iubire. Hai să mergem de aici. Nu mai am. Finish. Banana. S-a dus pe pulă. Nu mai am. Șterge de pe barbă. Ma. Lo. Ma, uite, astea sunt banane, dar astea nu, astea nu se pot mânca. Astea trebuie prăjite. Da. Astea verzi așa. Eu zic să mergem de aici, că m-am transformat în atracția turistică. Eu. Dintr-o dată. Nu. No. Pune încolo, să nu se vadă ele. Banane. Mam, câte banane are tantea asta în cap. Thank you. Hai să ieșim. Hai să ieșim că... Bune banane. Stai să dau și ție să mănânci. Acum îmi dai camera mie și mâncă tu. Unii sunt super caterincă. Unii se bucură să ne vadă, alții urăsc să ne vadă. Alții, altora le e frică de camere. E ceva o cameră în Africa, frate. E dezastru. Adică se sperie oamenii, zici că scot o grenadă.
Dar na, cine știe? Miroase bine aici. Ce miroase bine? Să vezi ce bună e banana asta, e cea mai bună banana din viața ta. Da? Ești nebun la cap. Am mai mâncat banane aici, uite. Da, dar toate au fost mici, asta parcă e mai gustoasă. Da. Că e și mai mare. Bine, și alealte erau mari, toate sunt mari. Orice banană e mare. Dar miroase a grătar pe aici. Da, bă, nu știu ce grătar, că aș mânca și eu ceva, dar nu știu unde. De acolo vine mirosul, de la restaurant Vivo. Vrei să mâncăm? Nu, mergem la Migano să mâncăm. Deci, cred că ați înțeles ideea cum arată centrul. Deși, comparat cu cei pe partea cealaltă a graniței, încă e un paradis. Adică, aici e... nu știu. Nouă ne rămâne inima puțin în Rwanda. Noi suntem îndrăgostiți de țara asta, cu bune, cu rele, tot haosul e câteodată. E ceva. Nu știu, m-a întrebat și un prieten azi, că bă, ce-ți place acolo? Și n-a ști, nu e un lucru pe care să pui mâna, adică nu poți să-l vezi sau să-l simți. Fizic, mă refer. Îl simți așa, e un sentiment, e ceva. Stai că am văzut un gunoi. Ce ai văzut? Un gunoi. Ah, cleaning gisenii. Okay. Ah, nebunilor. Hai. Și chiar sperăm să vă placă videourile astea și să vă bucurați de ele, pentru că vă garantez și chiar vă provoc să căutați, nu o să găsiți videouri din Rwanda pe YouTube atât de deep cu oameni. Uitați-vă la toate clipurile pe care le-ați văzut la noi și în toate locurile în care am filmat. Asta e una din cele mai dificile țări în care să filmezi și lumea filmează doar prin safari, și pe unde, pe la memorial, pe unde îi mai las să intre. Dar chiar noi am filmat în nu știu câte videouri sunt deja, 9-10 videouri. Peste tot, frate, ați văzut toate fețele acestei țări, din toate punctele de vedere. Chiar dacă unii ne mai urlau, ne mai certau să nu filmăm, să știu ce, eu cred că am făcut, fără să ne lăudăm, dar cred că am făcut o treabă excelentă, cel puțin în seria asta, Rwanda, cât de mult ne-am băgat într-o cultură în care camera nu e bine văzută. Și fiind și singur, cam peste tot, pentru că, nu știu, ori nu-i sezon, ori, habar n-am, puțin dai noștri am văzut. Deci chiar ne dorim să vă bucurați de clipurile astea. Și inclusiv Cătălin, înainte să venim, a zis, bă, acolo n-am putut filma nimic, o să fie super nașpa, nu o să poți filma nimic. E, am filmat de... nu mai minca videourile în laptop, nu mai am memorie cât am filmat. Și este un loc care se numește Tam Tam, care e un soi de club, bar și loc de întâlnire în același timp, unde vin localnicii să facă baie în lac. Să cumpere pește, să pescuiască și așa mai departe. Sau la meci. Sau la meci, da. Totul se întâmplă la Tam Tam, dacă ești ruandez de aici, din Giseni. Mergi așa pe lângă drum și ajungi direct la porțile Tam Tamului, unde lacul nu are culoarea obișnuită, după cum vedeți. Dar, na. Nu înțeleg de ce aici e atât de negru, atât de murdar. Uitați ce valoare are lacul ăsta. Pare rău pentru vânt. Băieți acolo. Acolo câteodată joacă fotbal. Să mă explice și mie cineva de ce e murdar doar aici. 6 metri și după aia nu mai e. E și muzică la Tam Tam. Ceea ce va dificulta și mai mult filmatul. Hai să vedem ce găsim aici. Bate vântul tare. E un soi de plajă improvizată pe lac. Cursii cu barca, bere. Mi-a explicat nenea ăla că aici anturajul începe la ora 10 noaptea. Deci acum e așa, antrenament numai. E abia ora 3. Noi suntem de ăștia, mai de dimineață. Nu mai umblă noaptea, nu-i bine? Păi matinal? Nu mai umblă noaptea, nu mai avem vârstă de umblă noaptea. Păi mi-a multă piper, da. Mi-a venit strănut. Și ăsta e transportul oficial pe aici, prin sat. Nu e pe scooter, e pe biciclete. Cum urcă nenică ăștia și... dealurile astea, nu știu. Și aici, dragi prieteni, am făcut o oprire la o apă minerală și o cafea. Palmierul ăla e plin de lilieci, dacă vă vine să credeți. Nu, toți palmierii sunt plini de lilieci, sunetul ăla pe care l-auziți. Iar ăsta este hotelul Kivu Serena, un hotel de 300 și ceva de euro pe noapte. Mamă, sunt bine astea două. 300 și ceva de euro pe noapte, hotelul ăsta, dacă vă vine să credeți. Și au un soi de plajă amenajată, piscină și toate cele. Probabil ăsta este penultimul nostru vlog din Rwanda. O să mai vină unul foarte special cu un loc unde i-am promis la Luca că o voi duce. Ăla va fi peste câteva zile. Noi mâine mai avem
o zi aici și probabil vom veni și vom petrece ziua aici la plajă, deși o apă minerală e $3 și o cafea e 4, dar aici e un pic de liniște și pace și de odihnă, pentru că trebuie să conduc înapoi către capitala țării o cursă de vreo 4 ore, plus edita toate videourile și mai departe. Sperăm să vă fi plăcut ce ați văzut în acest video, o imagine așa cam cum arată pe o parte sau ce se poate obține pe o parte și dezastru care e în partea cealaltă, deși nu l-am văzut cu ochii noștri, îl știm, îl cunoaștem, însă e adevărat că acolo de obicei nu cred în chestiile astea, adică nu sunt partidar a acestor opinii, dar când vine vorba de Congo, cumva pot să înțeleg, de obicei când ai atât de multe chestii, e cumva și eu un blestem. Nu tot timpul e bine să ai de toate, pentru că toată lumea vrea ce ai tu și Congo e adevărat că e colcăie de resurse și probabil nu va trăi în pace prea curând. Vă mulțumim din suflet de vizionare, sunt niște scumpi, nu uitați să ne ajutați foarte mult dacă vă abonați, dați like, lăsați un comentariu, toate chestiile alea pe noi ne ajută și ne motivează mai ales. Ai vrut să zici ceva? Am zis că noi totuși avem un suvenir nostru din Congo. Am luat o bagnotă din Congo, avem. Cine știe când ne-o fi utilă. Vă mulțumim, la revedere, pa! Maybe a love like ours can lead out its call.